Ce e asta? Oh, bună! Avem o nouă menajeră! Bună dimineața, Ariel! Vrei să-ți speli coada? Iată mâncarea ta, amice! Hei, ce faci aici? Prințesele ne-au invadat casa! Ți-am spus! Le-am adus aici și acum nu mai vor să plece! Asta trebuie să înceteze! Și eu am o idee! Ce ar trebui să facem? Să chemăm răufăcătorii? Am văzut-o pe Cruella în drum spre... Nu, le vom evacua la castel! Dar s-au săturat de castele! Atunci le vom face unul modern! Bună, prieteni! Am cumpărat o casă minunată pentru prințesele noastre! Despre ce vorbești? Ăsta-i doar un subsol gol! Ei bine, nu pentru mult timp! Altfel, prințesele vor sta în casa noastră pentru totdeauna! Uite așa! Chiar vreau să te ajut cu subsolul ăla! Haide, Siu, dă-te la o parte! Am făcut o treabă grozavă, Siu! Ai dreptate! Suntem o echipă de vis! Bun venit! Bun venit! Un nou oaspet te-a sosit! Ce zici de o cană de cafea, Siu? Bună idee! Să transformăm asta într-o masă de cafea! Ah, aș vrea să beau un latte acum! Cred că am definit deja prima cameră! Aha! Asta o să fie zona de relaxare! Locul preferat al lui Bel! Canapeaua asta e așa moale! Trebuie categoric să o punem în camera aia! Atunci hai să punem toate pernele la un loc! Prieteni, ați construit vreodată mobilă? Eu prefer metoda agită-agită! Uite așa! Wow, un truc nou! Ok, să vedem! Canapeaua e și grozav! Și pare așa confortabilă! Aș vrea și eu să stau pe o canapea așa confortabilă! Siu, să-mi privește! Acoperișul e în flăcări! Ups! Oh, nu! Aș fi putut să dau foc la ceva aici! Ai grijă, Sammy! Uite așa! Zona noastră de relaxare e încălzită acum! Am venit să-mi salvez prințesa! Ce prințesă cauți, prințule Slime? Ok, îți voi da un indiciu uriaș! Ei bine, acum înțelegi! Deci, e fie frumoasa dormită, fie albă ca zăpada! Oricum, hai să le terminăm dormitorul înainte ca prințul nostru să se plictisească! Faceți loc! O să te ajut aici! Și gata! Prieteni, v-ar plăcea să aveți un pat supraetajat ca acesta? Tipul ăsta a vrut să sară peste! L-ai convins să nu o facă? Da, sunt grozav cu animalele de companie! Oh! Tu, pufosule, o să locuiești în dormitorul albei ca zăpada! Prințesele îl vor iubi! Uite așa! Simte-te ca acasă! Hai să terminăm pereții ca să nu mai sară din nou! Ok, ok! Deși pereții ăștia formează un open space! Nu pare că iepurașul nostru ar vrea să meargă undeva! Pare că-i place aici! Grozav! Prințesele noastre nu vor mai fi fără casă prea mult timp! E din cauza ca un prinț priceput, nu-i așa? Da, am urmat toate instrucțiunile, dar lucrurile tot s-au amestecat! Poți oare să mă ajuți? Prințesa Susan o să te salveze! Am și eu niște abilități, să știi! Uite așa! Prințesele sunt obișnuite să trăiască confortabil, așa că hai să le dăm niște electricitate! Dar aveți grijă cu firele, prieteni! Da! Nu uitați că puteți ruga oricând un adult să vă ajute! Oh, mi-aș dori ca și construcția unei case adevărate să fie așa ușoară! Între timp am terminat cu camera asta! Trebuie doar să o mobilăm! Vrei să înveți cum să construiești un castel feric fără zâne și alte chestii? Rămâi cu noi! Prietenii, vă plac micile detalii din această cameră? Da, cele sunt un duș și o oglindă! Chiar m-am hotărât să fac o baie! Văd asta! Dar mai bine ai folosi niște șampon adevărat! Acestea sunt doar pentru păpușile prințese! Ok, atunci pot să folosesc cada? Te rog! Doar dacă te faci suficient de mic cât să încapi în ea! Oare cui o să-i placă cel mai mult camera asta? Cred că Ariel o să o iubească! Deci, hai să punem un covor aici în cazul în care se scurge apă! Baia e aproape gata! Etajul al doilea e totuși așa gol! Wow! Sfântă mozzarella! Vine ceva aici! Avem un castel mișcător! Peretele meu e puțin mai mic! Să-l folosim pentru a separa camerele! Hop! Bine prins! Oare ce cameră să fie aici? Prieteni, aveți vreo idee? Aha! Am făcut niște calcule! Avem nevoie de încă un dormitor!
Privește acest pat roz zburător! E un tribut pentru covorul zburător al lui Yasmin! Uite așa! Și un nou laptop! Hai să facem camera asta mai primitoare! Papuci confortabil, un covor moale și o băncuță! Mereu mi-am dorit una! Hai să facem ceva și pe balcon! Uite, ia și umbrela asta! Oricum nu ajută deloc! Completează bine balconul! Arată bine, nu-i așa? Prințesele pot sta sub umbrelă cât își așteaptă prinții! Rapunzel, Rapunzel, coboară-ți părul ca să pot urca scara aurie! Sammy, în poveștile moderne, prinții folosesc un lift! Ok, dar mecanismul unde e? Ei bine, prințul trebuie să facă niște lucru manual pentru a ajunge la prințesă! Bine, atunci ținem coroana! Bine, uite așa! Și un lift funcțional e la dispoziția ta! Wow, Sammy! Dacă toți prinții ar fi așa înzestrați ca tine! Ah, sunt sigur că ar renunța la prințese! E așa obositor! Ce? Oh, de unde vin niște sunete așa frumoase? Trebuie să aflu! Susan, m-ai păcălit! Din nou! Oh, haide! Voiam doar să-ți arăt ce pian elegant am făcut! E cool, dar trebuie să faci o cameră pentru el! O cameră rotundă! Ok, am înțeles! Continuă! Sau mai degrabă un turn! Ca la un castel adevărat! Sună bine! Ce altceva? Ar trebui să aibă ferestre foarte mari! Sunt plăcite! E exact așa cum mi-am imaginat! Visele devin realitate, Sammy! Și nici măcar nu am folosit praf de zâne! Apropo, am puțin! Putem să-l încercăm? Cu siguranță! Până la urmă, astăzi e un episod de poveste! Mai jos! Nu! Mai sus! Fiu! Am reușit! Acum putem termina primul etaj! Stai, Fiu! E o gaură mare în acoperiș! Ups! Am uitat complet de camera asta! Aici te poți juca cu nervii colegilor de cameră și noaptea poți privi stelele! Mi le pot imagina pe Merida și pe Moana petrecând o noapte aici! Prieteni, voi ce-ați alege? Să cântați la tobe sau să priviți stelele? Nu pot alege una, deci le-aș face pe amândouă! Dar tu, Sam? Casa asta nu e făcută pentru slime-uri! Ok, știu, scările sunt ale tale! Nu vreau să rămân blocat din nou! Floare la ureche! Prieteni, vă amintiți acest dormitor? Priviți această mică scară drăguță! Ce elegantă! Să-mi veselim puțin totul! Asta e mult mai bine! Sunt așa... nervos! Ce? Ce se întâmplă? Lasă-mă să văd! Uite ce dezastru! Arată oribil! Nu trebuie să-ți faci griji, vezi? Da, putem rezolva și spațiul ăla gol? Magia mea are timp să se refacă! Wow! Un dulap zburător! Ceva ce vezi doar la un castel din povești! Uite și podeaua din lemn! Suzy, nu te mai prosti! Avem la fel și la noi în bucătărie! Sam, nu pot să cred că spun asta, dar astăzi nu ești amuzant! Da, prieteni, asta este bucătăria prințeselor! Am pus deja niște delicatese acolo! Iată încă un perete! Și o bucată din acoperiș! Cool! Oh, știu, nu-i așa? Trebuia să o invite pe ea prima la dans! Cu cine vorbești? Nu e nimeni aici! Siu, așteaptă! Acestea sunt piese de mobilier magice, așa că pot vorbi! Ok, atunci poate pot să meargă la locurile lor! Susan, ăsta a fugit de la Kitty Cafe și vine după mine peste tot! Prințesele iubesc toate animalele! Pisoiul poate să locuiască și el în castel! Acum ești o pisică regală, așa că poartă-te frumos! Uite așa! Acum poți avea propria ta cameră de joacă! Siu, poți să mergi mai departe! Termin eu aici! Grozav! Pentru că mă așteaptă un alt animal regal! Hai, amice! Tu vei aduce noroc acestei case! Ok, să continuăm! Ce? Castelul a dispărut! Chiar la timp! Nu știam cum să așez grădina și piscina! Sam, dă-te de pe iarbă! Ei bine, sper să meargă!
Wow! Acum are chiar și terenuri de joacă pentru păpușile prințese! Știu, dar nu vor veni într-o grădină goală! Ai dreptate! Asta nu e de ajuns, așa că hai să facem o grădină uimitoare! Știam că vei spune asta, așa că m-am pregătit! Ce mai așteptăm? Să începem! Deci ar trebui să chem pe toată lumea pentru a vedea castelul? Terminăm gardul și apoi facem un tur pentru toată lumea! Bună! E cineva? Bună! Oricine, vă rog! Ce cauți, Semi? Prințesele! Au dispărut toate! Ei bine, sigur, pentru că am făcut un castel așa frumos pentru ele! Dar eu trebuie să fac fapte mărețe! Unde găsesc o domnișoară la Ananghie? Eu am nevoie să mă salvez, Sam! Sunt gata de orice, domnița mea! Atunci ar trebui să speli vasele toată săptămâna! Prieteni, mulțumim că ne-ați urmărit! Dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru! Și să nu vă încredeți în domnișoarele Ananghie! Pa! Fi mai bine aici. Nu știu. Semi, ce faci aici? Eu nu te uita încă. E o surpriză. Dar nu e ziua mea. Cu ce ocazie îmi faci o surpriză? Am văzut în film că fiecare fată își așteaptă prințul. Și? Ei bine, pentru asta e necesar un castel. Și de lumini în el. Dar ce faci? O să construiesc un castel pentru tine și voi aprinde o lumânare în el. Iar un prinț pe un cal alb va veni. Apreciez că te-ai gândit, dar nu pune o lumânare într-o cutie, e posibil să ia foc. Și ce ar trebui să fac? Hai să facem împreună o lampă în formă de castel. Sfinte plăcinte, sunt de acord! Vom avea nevoie și de cutiile tale, să mergem! Mă bag! Bună, prieteni! Azi vom face o lampă în formă de castel pentru o prințesă! Sam crede că asta e cea mai bună modalitate de a întâlni un prinț călare pe un cal alb. Iar că te-l așteptăm, voi fi eu prințul și cavalerul tău. Ok, cavalerul meu, Sam cel mare. Unde ți-este coiful? Ai nevoie de ceva care să-ți protejeze măcar capul. Dacă vine un dragon... Sper să văd. Iată-mă, te voi proteja de toți monștrii. Mai târziu, acum am nevoie de ajutorul tău în altă chestiune. Decupează aceste piese din carton. Carton, păzea! Ia de aici! Sam cel Mare a făcut prima faptă măreță! Mersi, Sam cel Mare, pentru ajutor! Acum avem nevoie de puțin lipici! Să aveți mereu grijă cu pistolul de lipit, prieteni! Vom pune aceste piese împreună! Acestea vor fi baza castelului! Arată ca o piramidă egipteană fără partea de sus! Ce părere ai, Sammy? Cred că e timpul să-mi preiau îndatoririle de gardian al castelului! Cum vrei tu! O să-l fac să semene mai mult cu un castel. Îmi poți aduce șervețelele de hârtie? Poftim! Dar ai
grijă. Castelele mereu ascund secrete în interiorul zidurilor, precum fantome sau așa ceva. Nu cred că trăiește nimeni aici pentru a sări să-mi prindă mâna. Nu e posibil așa ceva în viața reală. Voi lipi aceste șervețele de castel cu mare grijă. 1, 2, 3. E foarte liniște, nu-i așa? Mă ajută să mă relaxez. Nu, e așa plictisitor, Siu. Eu pot să fac asta mult mai rapid. Oh, eu nu mă suport dacă faci asta. Arată-mi viteza ta de super slime. Uite cum se face. Cum pot continua și nu mai pierde timpul. Urmează să vopsim baza în așa fel încât să arate mai mult ca un castel adevărat, nu ca unul din carton. Semi nu se uită, așa că pot să fac asta în ritmul meu. Desenul și pictura mă calmează. Salvam prințesele? Și tu ce faci aici fără mine? Transform cartonul într-un zid al castelului. De ce anume ai salvat sirena? Nu contează! Cât am fost absent, ai făcut ceva ciudat. Nu te pot lăsa singură niciun minut. Asta nu e zidul castelului! Unde sunt cărămizile? Nu-ți face griji, Semi, vor fi gata în câteva minute. Totuși, sirena are nevoie de ajutorul tău. Du-o înapoi în apă. Ok, dar nu strica nimic. Mă întorc imediat. Castelul ar trebui să fie perfect până atunci. Semi are dreptate, nu ar trebui să pierd timpul. Uș! Așa e mult mai bine. Poate e mai bine dacă cânt. Multe prințese fac asta pentru prinților. Privește aici, Siu. Așa ar trebui să arate castelul. Semi, nu crezi că e un pic cam înalt? O să fie greu pentru prinț să urce? Sfântă mozzarella, prințul trebuie să câștige dreptul de a fi cu tine! Ok, nu vreau să ne contrazicem. Dar tot o să fac mai mic acest castel. Acum voi desena pentru tine castelul perfect în care să-ți aștepți prințul. Ok, ok, cum spui tu, dar poți să rog să-ți aduci din nou sabia? Sigur, dar de ce? Te tem de dragoni? Nu, sigur că nu. Castelul nostru are nevoie de câteva decorațiuni. Sfinte plăcintele, astea sunt cel mai bun. Șiu, șiu, șiu! Ei bine, sper că ai obținut ce ai vrut. Sunt sigur că acest castel o să reziste mult timp. Poate, dar acum am nevoie de aceste bucăți de hârtie. Am nevoie de mai multe chiar. Nu, astea sunt pentru desenul meu. Sunt nefolositoare pentru castel, sunt sigur de asta. Voi face un fel de pietră din ele, privește. Și baza castelului este gata. Acum avem nevoie de o cameră în care să așteptăm prințul. Așa că vom lua aceste piese și... Semi, adu-mi două fâșii de carton, te rog! Orice vrei tu, Lady Sue, castelul tău trebuie să fie cel mai frumos dintre toate! De ce? De-abia aștept să mă măriți cu prințul călare pe cal alb? Sau vrei să faci castelul pentru tine, ha? Cum poți să te gândești la asta? E pentru că tu ești frumoasă! Și castelul trebuie să fie la fel! Ar trebui să fie așa! Ai înțeles? Da! Iar eu am făcut deja partea de sus! Ce părere ai? Siu, e groaznic! Unde sunt ferestrele? Cum o să poată intra înăuntru prințul? Nu-ți face griji! Piesa asta cu deschizător ne va ajuta să rezolvăm problema! Iar acum o punem aici! Bine! Hai să mai facem niște piese pentru castelul nostru! Gata! Uite-le! Pune-le la locurile potrivite! Oh, arată grozav! Exact ca locul unde trăia Rapunzel! Eu nu am părul așa lung ca ea, dar am alte trucuri! Iată unul dintre ele! 1, 2, 3, 4, 5! Îți place? Ce truc grozav! Mai știi și altele? Sigur că da! Privește aici! Acum o vom vopsi în culoarea potrivită pentru ca această construcție și baza să arate bine împreună! Vreau și eu să particip! Pot? Cu ajutorul meu totul o să meargă mult mai rapid! Ce ai spus? Partea de sus a castelului arată așa de bine! Da, dar pare nouă, nu ca la alte castele. Atunci ar trebui să rezolvăm asta. Vopseaua o să ne ajute. Face minuni în niște mâini bune. Sunt de acord, iar mâinile noastre sunt dibace, nu-i așa, prieteni? O să am un castel curând! Știu? Dar unde sunt ferestrele? A fost parte de vreo furtună? Totul e gândit dinainte, Semi. Uite-le! Îmi place culoarea lor! E așa delicată! O să fie o plăcere să privești prin ele, vezi? Castelul mai are nevoie de câteva decorațiuni, iar Semi cel mare va... Semi, oprește-te! Nu vom face asta cu vopsea! Ok! Vom folosi niște hârtie gumată, în schimb, și voi avea nevoie de puterile tale magice aici! Sfinte plăcinte, mereu sunt pregătit pentru magie, să știi! Și...
iar eu te voi ajuta. Grozav! Prima parte a castelului e gata! Prințul nostru e pe drum! Fiecare castel are nevoie de un acoperiș, iar acum vom face unul pentru al nostru. Nu e așa dificil ca în viața reală, dar are niște importante. Simi! Fiu! Calul ăsta e așa greu! Sunt așa obosit! Simi! Prinții călăresc ai, nu invers! Dar ăsta nu a vrut să meargă singur! Lasă-mă să te ajut! De ce l-ai adus aici? Pentru practică, desigur! Ar trebui să știi cum se întâmplă, cum se cuvine un prinț pe un cal alb. Totuși, acela nu e alb. Nu cred că voi avea vreo problemă cu asta. Voi cânta, iar el se va îndrăgosti de mine. Dar ți-aș fi recunoscătoare dacă m-ai ajuta să termin acoperișul. Desigur, știu ce să fac. Aștept aici și nu pleca nicăieri. Unde să mă duc cu un castel neterminat? Să întâmpin prințul la jumătatea drumului? Iată-mă! Am făcut un mic turn pentru acoperiș. Îți place? Sigur, se potrivește perfect cu designul nostru. Acum ar trebui să ne gândim la niște decorațiuni. Voi face niște țigle pentru a face acoperișul să pară mai realist și mai frumos. Fiu, mi-am adus panglica. O păstram pentru o ocazie specială. Nu înțeleg, o să mă înfășor în ea ca și cum aș fi un cadou pentru prinț. Nu, vreau să decorez acoperișul cu ea. Uite! Semi, o să o dau la o parte. Am o idee mai bună pentru decor. Privește aici! Ești foarte inteligentă, Fiu, dar vreau să fac și eu ceva. Ia astea! Au, acoperișul o să arate și mai bine. Mulțumesc, Semi! Acum e momentul să punem aceste două părți ale castelului împreună. Uite așa! Fiu, mai am o idee! Uite ce am aici! Mușchi? Dar nu înțeleg de ce avem nevoie de el! Sfinte parmezan, Fiu! Mușchiul crește mereu pe castele pentru că sunt vechi și umede! Și al nostru merită să fie la fel! E și interesant și atractiv! Sigur, Semi, castelul nostru arată grozav! Dar crezi că ar trebui să-i mai adăugăm ceva? O cosiță! Asta e un fel de scară pentru orice prinț, iar părul tău nu e suficient de lung! Când eram mică, îmi doream să fiu o prințesă și să am părul lung. Nu uita de flori! Prințesele nu pot sta fără ele! Iar tu desigur că știi asta! Privește! Avem cea mai frumoasă împletitură! Cum am putut uita că nu facem doar un castel, ci și o lampă? Avem nevoie de lumini LED! Așa este, Mi. Să punem astea în interiorul castelului pentru a lumina calea prințului! Un mic secret pentru oaspeții noștri. Nimeni nu va înțelege cum funcționează. Banda noastră cu lumină va urca precum un șarpe. Ce părere ai, Semi? O urmăresc îndeaproape, să știi. Șerpii pot fi înșelători. Semi, glumeam. Sigur că nu e șarpe. Dar o vom împiedica oricum să fugă. Am adus piesa necesară. Mulțumesc, Semi. Ce m-aș face eu fără tine? Ai uitat de toate alea exact cum ai făcut cu cosița asta. Dar știu cum să o fixez bine. Uite așa, lampa noastră în formă de castel e gata. E timpul să-l așteptăm pe Făt Frumos călare pe calul lui alb. Va vedea castelul fără lumină? Nu-ți face griji, Semi, e ușor să o aprindem. Vezi? Doar o mișcare. Grozav! Așteaptă aici! Prințul și calul sunt deja pe drum. Stai, ce? Deja? Dar nu sunt gata. Ar trebui să-mi aranjez părul, să mă machiez și... Sem cel mare a venit să salveze prințesa din castel. Oh, prințul meu, te aștept de atât de mult timp. Sunt gata să ucid orice dragon. Cine a stins lumina? Se pare că trebuie să-mi salvez eu prințul acum. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Pa, prieteni, ne vedem curând! Nu deschide încă ochii. Încă un pas și... Ta-da! Îți place noua ta casă? Oh, Semi, sigur!
Sigur că mă bucur, dar... Știam eu! Nu e stilul tău, nu-i așa? Hei, Sammy, nu fi supărat! E ușor de reparat! Serios? Desigur, dar voi avea nevoie de ajutorul tău! Bună, prieteni! Ce-ați zice dacă am face încă un proiect de artizanat despre prințese Disney? Azi vom folosi multe plăci din spumă și carton pentru a construi o casă în miniatură. Pentru Belle, frumoasa din Frumoasa și Bestia! Apropo, ați văzut deja celelalte clipuri Disney ale noastre? Le puteți găsi pe canalul nostru! Vă recomand să le urmăriți! Sincer să-ți spun, povestea lui Belle mă inspiră așa mult! Era gata să-și sacrifice propria viață pentru a-și salva tatăl! Iar eu sunt gata să-mi sacrific cea mai bună și colorată hârtie pentru acest proiect! Aceste fâșii chiar arată foarte cool! Ai bun gust! Sfatul meu e mereu folositor! Deci, baza e gata! Să trecem la pereți! Poftim, Sue! Cred că asta poate fi de folos! Sammy e fabuloasă! O fereastră așa drăguță în stil franțuzesc, dar așa arată mult mai bine! Chiar dacă adevărata frumusețe e ascunsă în interior! Belle a știut asta și a transformat din nou Bestia în prinț! Serios? M-ai speriat, glumețule! Pot să-ți transform frica în bucurie cu un singur pa! Ei bine, ce zici? E drăguț, dar să nu mă mai sperii! Și eu pot să fac un pac! Nu-i așa că-i cool? Te pricep la asta, Sue! O să te bucur să afli că vom avea mai mult de un etaj! Oh, abia aștept să văd rezultatul! Din nou, începem cu podeaua! Nu înțeleg, Sue! Nu construim un perete central acolo din cauza balconului! Dar o să fie fric fără un perete! Nu te grăbi, Sammy! Suntem pe cale să facem ceva interesant! Aveți grijă cu cutterul, prieteni! Uite așa! Rugați un adult să vă ajute, dragilor! Pentru ca și cel de-al doilea etaj să se potrivească stilului, hai să adăugăm câteva detalii! Dar dacă adăugăm pene sau strasuri sau panglici! Sammy, decât să stai acolo degeaba, mai bine-i fixa ceilalți pereți! În plus, tot ce ai enumerat nu este în stilul lui Belle. Ea preferă ceva simplu, dar elegant. Fiu, se pare că e mult mai greu, deci te las să continui. Ce slime și red! Iese chiar drăguț! Priviți aici, prieteni! Ce drăguț! Și vine chiar aici! Fiu, uite! Observi ceva nou la mine? Doar pentru o secundă! Ești bine? Ai grijă data viitoare? Sigur că sunt! Și sunt înarmat cu creativitate! Coloanelor răsora clar le lipsește puțină culoare! Și cea de-a doua? Sunt așa de bun! E așa frumos! Lasă-mă doar să adaug un mic detaliu! Sigur, Sue! Amândoi avem gusturi bune! Apropo, ăsta e unul dintre motivele pentru care ai nevoie de un prieten. Să fie lângă tine, să te ajute când ai nevoie. Sau să-ți spună dacă noua ta coroană și se potrivește. Sammy, mersi pentru această balustradă. Atenție, vin acoperișurile nebunești. Și pare că le place auriul. Ei bine, cred că au ieșit grozav. Dați-ne un like dacă sunteți de acord, prieteni. Nu aș refuza să locuiesc într-un astfel de castel dacă ar fi adevărat. Dar este! Caută Château de Chambord din Franța! Wow! Este enorm! Grozav! Versiunea noastră nu e așa mare, dar cu siguranță are suficient spațiu pentru Belle. Ne întoarcem imediat, iar voi, prieteni, aveți timp să vă abonați! Basmul de mult este adevărat, doar s-au cunoscut și a apărut cineva deodată. Îmi sună cunoscut! Știu, ce-a fost asta? Serios? Nu ți-ai dat seama? E coloana sonoră din Frumoasa și Bestia, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun cântec original. Pe bune? Credeam că doar un film serios de la Hollywood îl poate câștiga. Oh, nu! Filmele Disney câștigă Oscaruri destul de des. Dacă e să amintim câteva, Mica Sirena, Aladdin, Regele Leu... Eu am niște treabă de făcut. Crezi că te poți descurca fără mine? Priviți ce slime ocupat! Și ultimul detaliu. Gata!
Acesta e locul perfect pentru șemineu. Arată cam neterminat. Ce mai putem adăuga aici? Cum ți se pare noul meu stil? Exact de asta aveam nevoie. Nu vine să cred că nu mi-am dat seama singură. Ești norocoasă să mă ai. Am așa multe idei. Ai dreptate. Acum e mult mai bine. Deja mi-imaginez pe Belle și pe Prinț stând aici bând cacao în zilele răcoroase de iarnă. Oh, da! Dar pentru că acest vis să devină realitate, au nevoie de ceva pe care să stea. Uite așa! Și aici este și cel de-al doilea. Eu m-am ocupat de măsuța de cafea. Oh, o să arate bine pe acest covor moale și pufos. Așa, stai să... gata! Grozav! Să ne mutăm la etajul al doilea. Suzy, dar dacă punem o bucătărie aici? Sammy, ce amuzant ești! O bucătărie la etaj? Pe lângă asta, nu-ți amintești de acei mici servitori drăguți din film? Ei se vor ocupa de treburile casnice. Hai să ne imaginăm că trăiesc undeva în acest castel. Oh, aș vrea să am și eu servitori. Aș mânca prăjituri în fiecare zi și nu aș face niciodată curățenia de primăvară. Nu te-ai plictisit repede de un astfel de meniu? Bine, minunata camera lui Belle are nevoie de un pat matrimonial cu perne pufoase și așternuturi drăguțe. Știu ce ar trebui să adăugăm. Astea sunt minunate! De fapt, există un personaj care nu a scos niciun cuvânt pe toată durata filmului. Dar este foarte important în poveste. Știu, te superfiu. Sigur că nu. Este trandafirul. Așa e, și are o cameră separată în castel. Apropo de flori, de ce nu adăugăm mai multe aici și aici? Fiu, casa a ieșit așa grozav. Vreau să examinez fiecare detaliu. Sammy, blochezi priveliștea și prietenii noștri nu mai pot vedea nimic. Îmi pare rău, prieteni. Hai să vedem împreună. Hai să o facem! Invit-o pe Belle înăuntru! Pe aici, domnișoară prințesă! Ei bine, ce spui de asta? Oh, Sammy, e exact ce aveam nevoie! Cum ai reușit să construiești casa visurilor mele? Grozav! Sunt așa fericit! Haide să-ți arăt etajul al doilea! Oh, sunt așa fericită! Sunt așa încântată! Hei, Sammy, nu uita să ți-ai rămas bun de la urmăritorii noștri. Oh, așa e! Prieteni, dacă și vouă v-a plăcut proiectul de azi la fel de mult ca mie, atunci dați-ne un like! Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a nu rata următorul clip! Și abonați-vă la canalul nostru, desigur! Ne vedem curând! Pa, pa! Castele atât de plictisitoare. Aș vrea să mă uit la un film bun, dar televizorul încă nu a fost inventat. Nici măcar nu am cu cine să vorbesc. Majestate, rege Samuel, Sammy, alo? Oh, Susan, vreau doar pe cineva care să-mi conducă regatul și cu care să mănânc bomboane. O prietenă bună. Oh, pot fi eu prietena ta regală. Haide, Siu, nu vei încăpea în tronul ăla. Atunci îți vom face o prietenă mai mică. Mi-am găsit vechea cutie de jucării. Aici îmi țin toate păpușile. E puțin prăfuită. Sius, fiind de parmezan, cât de veche e asta?
Să aruncăm o privire! Trebuie să fie ceva ce putem folosi! Ce-i asta? Blea! Hei! Ai grijă unde arunci chestii! Apucă-te pe ce? Sunt ca un ninja! Ah! Asta e exact ce ne trebuie! Salut-o pe noua ta prințesă! Siu, vorbești serios? Am o reputație de păstrat, să știi! Suntem abia la început! E timpul pentru o schimbare de look! Vom scăpa mai întâi de machiajul vechi! Ce frumos! Ai spus ceva? Hai să evidențiem ochii ăștia! Mă ocup eu! Voi alege această culoare! Așa! Vei fi atât de drăguță! Hei, arată grozav! Știu, dar ceva lipsește! Am o idee! Să-i facem gene bogate! Astăzi nu-i stă prea bine părul! Cum o să rezolvăm asta? Siu, uită-te la mine! Mă simt fabulos! Ador senzația de vânt în părul meu! Ai terminat? Chiar am nevoie de asta! Mă rog! Părul ei e deja curat, trebuie doar să-l uscăm! Acum îi voi pieptăna părul și apoi îl voi pregăti pentru colorare! Eu mi-am pierdut coafiura din cauza ta! Acum sunt chel ca întotdeauna! N-am crezut niciodată că o să invidiez părul unei păpuși! Nu ai nevoie de păr ca să arăți bine, Semi! Acum, hai să-ți facem un look obraznic, păpușă! Fabulos! Minunat! Sam, tunsoarea ei arată super! Dar avem nevoie și de o nouă ținută și am deja o idee grozavă! Suntem o echipă de visiu! Putem face orice! Am un șablon pentru corset! Ești gata să creezi o rochie, Semi? M-am născut pregătit, Siu! Hai să facem asta! Întotdeauna am știut că ai un talent pentru asta, Semi! Arată bine! Acum trebuie să le decupăm! Vrei să te ocupi tu de cusut, Sam? Am crezut că nu vei întreba niciodată! Să alegem panglica pentru decorare! Nu asta! Și asta e prea mare! Am găsit-o! Ar fi putut merge mai bine, Siu! Stai să te ajut! Mulțumesc! Trebuie doar să aștept să nu se mai vârtă camera! Poate că acul și ața au fost o idee proastă! Hai să încercăm altceva! Deci, Semi, te simți mai bine? Sunt încamețit! Mai bine m-aș întinde! Săracul de el! Prieteni, ați fi atât de amabili să-l susțineți pe Semi al nostru? Dați-ne un like și se va face bine! În regulă! Acum trebuie să îmbinăm aceste două părți ale rochiei! Ai putea să o faci singură? Încă nu am primit destule like-uri! Atunci voi folosi niște magie! Hop! Am terminat! Uite ce rochie cool de prințesă! Hai să o probăm chiar acum! Semi, vino aici! Uită-te la păpușa noastră drăguță! Nu e bine, Siu! Vreau strălucire! Am putea adăuga câteva pietre prețioase! Grozav! Ia să văd! Nu! Cred că am rămas fără! Minerul Semi e cu mult înaintea ta, Siu! Mă întorc imediat! Nu te teme, oricum arăți bine! Ce e? A cerut cineva pietre frumoase? Wow! E uimitor! Mulțumesc, Sam! Cu plăcere! Faceți loc! Bine, prințesă! Stai nemișcată! Și ultimul detaliu! Mai trebuie să probeze asta! Wow! E atât de frumoasă!
Iată o pereche de pantofi regali și încă niște accesorii asortate. Arată uimitor! Acum chiar trebuie să-mi actualizez și eu garderoba! Acest castel ar fi perfect pentru prințesa noastră, dar e un pic peste bugetul nostru. Ce? Ce se întâmplă? Da! Să dăm drumul pe trecerii! Ar trebui să lucrăm, îți amintești? Hei! Toți anii de lecții de dans s-au dus pe sâmbete acum! Bine! A fost o petrecere fierbinte! Am nevoie de niște apă! Speram să fac un castel în care să locuiască păpușa noastră, dar nu mai am idei. Hai să văd ce pot face! Sam, nu arunca gunoi pe aici! Stai! Cred că putem folosi asta! Oh, nu! Pe bune! Ai confundat gunoiul cu materialele de construit? Hei, te-am auzit, să știi! Uite ce culoare roz! Mișto, nu-i așa? Vai! E atât de întuneric aici! Să mă ajute cineva! Oh, mulțumesc! Ne-ar prinde bine și asta! Așa! Iată o altă idee! Castelul nostru are nevoie de o ușă! Hei, am vrut să o fac eu! Poate data viitoare! Va fi atât de magic! Asta visează orice prințesă! Nu crezi că aș fi știut asta mai bine fiind rege? Un rege morocănos, vrei să spui? Și mânerele ușilor! Minunat! Acum prințesa noastră poate intra și ieși din castel. Va avea o priveliște minunată de la o fereastră ca aceasta. Poate chiar va vedea un prinț chipeș și se vor îndrăgosti pentru totdeauna. Stai, stai! Nu e destul de mare! Acest castel trebuie să fie potrivit pentru prințesa noastră înaltă și frumoasă. Atunci să-l extindem. Wow! Arată grozav! Cred că îi place la nebunie și e gata să se mute, Siu! Miroase atât de bine! Mi s-a făcut foarte foame! Scuză-mă, ce faci? Camerele încă filmează! Ar trebui să ne întoarcem la meșterit! Oh. Hei, Sam! Crezi că drăguța noastră prințesa ar vrea un animăluț de companie? Lasă, prințesa! Vreau eu un animal de companie! Dar acum aș vrea un șervețel! Hei, ce amuzant! Sunt muci adevărați? E cam scârbos. Normal! Deci, unde am rămas cu animalul de companie al prințesei? Poți aplatizezi lutul ăsta alb pentru mine? Bineînțeles! Dă-mi-l mie! Sunt un buchetar cu pregătire clasică! Oh, serios? Atunci de ce nu gătești niciodată? Sunt mai mult decât fericită să-ți predau bucătăria! Aș avea atât de mult timp liber! Gătitul în bucătăria noastră ar fi o risipă a talentului meu! Apropo, poftim lutul! Mulțumesc! În regulă, în timp ce mă ocup de piesele astea, poți să-mi dai ochii? O să te prind, Siu! Auci! Hei! Ăla era costumul meu de Halloween! Îmi pare rău, Sammy, dar tipul ăsta are mai multă nevoie de el! Acum o să accelerez! Uite un picior drăguț și un braț! Tot ce ne-a mai rămas de făcut e să punem totul la oaltă și să fim uimiți. Îmi place acest tip drăguț. Cum să-l numim? Ce zici de Samuel? Cred că ne-ar induce în eroare. Atunci să fie Fido? Bine! Wow! A fost un serviciu bun! Mulțimea își ține respirația! Sam, ți-am spus, fără squash în casă! Ai uitat ce s-a întâmplat cu vaza? A fost un cadou de la Roger, apropo, și uite cum e acum! Ce? Cred că am îmbunătățit-o! Roger are gusturi groaznice! Știi, micul tău joc cu mingea mi-a dat o idee! Acum am nevoie de o bucată de lut roșu exact asta! Uite așa! Poți să-mi dai lutul ăla alb? Hei, aveam de gând să-l folosesc ca șarpă! Oh, bine, poți tu! Nu știi ce e moda? Eh, îmi pare rău că eu sunt cea care termină proiectul aici. Vom avea nevoie de triunghiuri mici de lut pentru a face câțiva dinți ascuțiți. Așa! Arată
bine, dar pot să o îmbunătățesc. Va fi mândria oricărei grădini. Poate că ăsta va deveni noul tău hobby? Sam, grădinarul, sună grozav. Da, da, cum vrei să iei această panglică verde, te rog? Vei avea nevoie de ea. Ah, cred că am înțeles. O fac cum trebuie, Sammy? Sau ne trebuie altceva? Da, uite, adaugă niște frunze la ea, Suzy. În regulă, cred că am terminat aici. Să o chemăm pe prințesa noastră. Chiar îți place totul? Ha, știam eu! Hai să ne uităm din nou mai atent! Ai văzut asta? E super amuzant! Ce dans! Sunt atât de bucuros că ești aici! Vom fi cei mai buni prieteni! Maiestate, avem o problemă! E cineva acolo care spune că e iubitul prințesei! Ce? Tu? Ai un iubit? Gata! Există o singură cale de a rezolva asta! Trebuie să mai construim un tron și voi avea încă un prieten! Vă mulțumim că ați urmărit acest clip, dragi prieteni! Dați-ne un like, abonați-vă și ne vedem curând! Pa, pa! Aha. Hei, Suzy, ce pui la cale? Vreau să construiesc o casă nouă pentru hamsteri, dar nu mă pot decide la culori. Eu zic că răspunsul e unul singur, roz, desigur. Ok, dar pereții? Și ei pot fi tot roz. Ferestrele? Siguranță roz! Sammy, știi că există multe alte culori, nu-i așa? Dar rozul e cea mai tare, pentru că e culoarea mea! Ok, accept designul ăsta roz, dar doar dacă mă ajuți! Am și eu o condiție! Să redenumim rozul în culoarea lui Sammy! Așa facem, să începem! Uhu! Bună, prieteni! Azi vom face cea mai frumoasă vilă roz! Bună! Ne-am înțeles să numim rozul culoarea lui Sammy! Ups, greșeala mea! Unde e cartonul? Sunt sigură că era pe aici pe undeva. Nu asta căutai? Wow, Sammy! Ai acoperit pereții și podeaua! A ieșit grozav! Doar știi că nu-mi place să pierd timpul! Astăzi vom face multe camere cool! O bucătărie elegantă, o baie mare! Oh, abia aștept să văd rezultatul! Suzy, ce faci cu cutterul ăla? Trebuie să aveți întotdeauna grijă cu el, prieteni! Cred că o casă așa minunată ar trebui să aibă niște obloane frumoase. Pentru asta trebuie să decupăm rama ferestrei dintr-o placă de spumă. Ce idee grozavă! Sunteți de acord, prieteni? Atunci abonați-vă la canalul nostru! Fereastra noastră nu se potrivește stilului lui Sammy. Așa mai merge! Uite așa! Împingem puțin! Grozav! Am numărat și sunt 8 ferestre în total, Susan. Cred că sunt suficiente pentru hamsterii noștri. Iar aici vom face bucătăria. Știi ce-mi place cel mai mult la bucătăria asta? Că e colorată! Și că e strălucitoare, nu-i așa? În loc să râzi, mai bine ai fi mai atentă la proiectul nostru. Încearcă să fii ca mine! Mersi, Sammy! Doar că nu am vrut să iau decizii în privința designului înainte să-l întreb pe marele maestru în decorațiuni. Marele maestru în decorațiuni crede că nu putem avea o bucătărie fără un bol de căpșuni. Îmi plac mult! Totuși, cel mai important lucru în bucătărie este cuptorul. Nu poți găti o cină fără el. Slime-ul Sammy, expertul independent, îți permite să încep lucrul. Pentru că bucătăria a ieșit grozav. Am înțeles! Mersi, domnule expert! Prieteni, voi v-ați dori să locuiți într-o astfel de casă? Atunci dați-ne un like! Se spune că animalele de companie seamănă cu stăpânii lor!
Asta înseamnă că hamsterilor noștri le place să se uite la desene animate la fel de mult ca mie! Din câte observ, preferata ta e Mica Sirenă! E doar una dintre preferatele mele! Ce pălărie excentrică ai, Sammy! Arată exact ca o măsuță de cafea! Oh, chiar acum nu aș refuza o cafea cu lapte? Am înțeles! Merg să pun ibricul pe foc! Mersi, Sammy, ești cel mai tare! Siu, nu am făcut o baie! Unde vor merge hamsterii la toaletă? Pe podea? Nu se poate așa ceva! Și unde vor dormi? Nu avem dormitor! Calmează-te, Sammy! Totul este gândit de dinainte! Uite, aici o să fie o baie micuță! Privește toate aceste culori strălucitoare! Oh, știu, Siu! Doar lasă-mă puțin! Mă întreb ce are în minte de data asta! Siu, uite! M-am gândit că o să ne fie de folos în acea baie drăguță! Serios? Stai să văd! Ok! Putem pune asta de jur împrejurul marginii! Oh, chiar arată drăguț! Nu-i așa, prieteni? Atunci dați-ne un like! Oh, o baie strălucitoare e așa la modă! Ce soluție interesantă! Și de asta ce spui? Sfinte parmezan! E prea mult pentru mine! Dar pentru hamster este perfect! Poate ar trebui mai bine să faci ceva util pentru proiectul ăsta? Ce? Vrei să spui că sunt inutil? Wow! Ai lucrat meticulos, Sammy! Cool! Ei bine, poftim! După cum știți, prieteni, avem multe animale de companie. O să dureze puțin să le punem nume tuturor. Nu ne putem imagina viața fără ele. Așa că... de ce să nu adăugăm și un prieten pufos în casa asta? Un prieten pufos? Cine o să fie? Ei bine, mă gândeam că o să-ți dai seama. Desigur! Oh, sunt doar puțin pe lângă subiect. Sammy ne stă mereu în cale. Să continuăm! Patul ăsta o să fie minunat. Ce s-a întâmplat? Ai nevoie și de asta? Ok! Da, de asta! Oh, mersi! Și asta e! Patul este gata! Pare că ceva a fost rupt aici! Vreau să vă arăt un truc mai vechi. Sunteți gata, prieteni? Yay! Grozav, nu-i așa? Uite așa! Și încă o pernă drăguță! Iată și prietenul pufos! Siu, ar trebui să chem hamsterii? E totul gata? Sammy, nu te grăbi! Mai avem nevoie de câteva minute! Nu vă faceți griji, prieteni! Nu mai durează mult! Să lucrăm puțin la fațadă! Știai că există case cu fațade foarte neobișnuite? De exemplu, pot fi făcute din panouri color reciclate! Oh, pare foarte eco-friendly! Hop, 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 hop! Vine slime-ul uriaș! Sammy, mersi că mi-ai adus astea! Apropo, știi care este cea mai faimoasă clădire cu coloane? Este Coloseumul! E un amfiteatru oval chiar în centrul orașului Roma! Asta înseamnă că vila noastră este la fel de superbă și impunătoare precum Coloseumul! De ce nu? Pe lângă asta a fost construită de Marele Sammy! Dacă în lumea hamsterilor casa asta ajunge atât de cunoscută, încât vor veni vizitatori din toată lumea să o vadă! Iar elevii hamster vor studia arhitectura casei roz! Oh, și o să fie ușor să-mi găsești portretul în fiecare carte! Hei, Sammy, revino la realitate! Tocmai ce-am terminat! Da, arată grozav, dar cred că lipsește ceva! Cum ar fi? Vei vedea imediat! Aha! Wow, e o idee grozavă, Sammy! Cum de eu nu mi-am dat seama de asta? Așa mai merge! Totul arată mult mai bine! Vă place mai mult așa, prieteni? Și mie mi-ar plăcea să locuiesc în casa asta, să o privim mai îndeaproape!
Ok, totul pare să fie grozav. E totul gata? Proprietarea abia așteaptă. Da, Susie, cafea este pregătit? E cel mai pregătit! Uite așa, amice! Aceasta e bucătăria ta strălucitoare, cafea! Oh, cred că îi place mult! Ai grijă! Hei, e în sufragerie! Canapeaua e destul de confortabilă, amice! Oh, pumpariu că e! Lui cafea îi miroase cafea! Ok, nu mânca aia! Totul pare grozav, nu-i așa? Cred că e foame! Ce s-a întâmplat, cafea? Vrei să mergi la etaj? Prieteni, să nu uit! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata nimic! Am făcut așa de multe case! Trebuie să vedeți și acele clipuri! Ah, pare că îi place noua lui baie! Hei, încă nu e vremea pentru baie! Oh, cred că ar fi trebuit să facem acoperișul! Așa-i, amice! Acela-i noul tău cățel! Acum cafea vrea să doarmă puțin. Haide să-i spunem papa! Du-te, cafea! Meriți puțin odihnă! Oh, Siu, e așa drăgălaș și așa grijuliu! Păi, desigur! E un loc nou pentru el! Acum cred că s-a pierdut puțin. Sau poate că are nevoie de o poveste înainte de culcare pentru a dormi bine. Asta pot să fac! Ne vedem curând, prieteni! Cafea, vin! Wow! Oopsie, sorry, Sue. Oh, look at all, this is amazing. Seriously? Okay, I won't say a word. Deal. That's it! What is so funny that you keep laughing at? Check this out, Sue, the world's most unusual houses people live in. Huh? There's a guy who built a hobbit burrow in this Pennsylvanian dwelling in the form of a shoe. And in Portugal, there's a stone-like house. Cool, huh? What do you say if I suggest you building a mushroom house? I would say, why on earth are we still sitting here? Let's go. Okay. Hi, guys. Today, we're gonna make a cool house from cardboard. Not just a house, Sue, but a mushroom house. Can you believe it? A dwelling in the form of a mushroom. If you can't wait to see what it's gonna look like, give us a thumbs up. Relax, Sammy. We have a lot of work to do. This is the reference form for the rest of the pieces. Now we'll draw a circle of the size we need. Be careful with the compass, guys. This tool is usually really sharp on one end. And now we're gonna draw another circle, but a smaller one, inside the first one. Okay, Susie, I'm ready to cut everything out. Just in time, Sammy. Here, take this. We're gonna need...
I'm here to help shooting. Quick, move! Okay, so here and done! Well done, Sammy! What a great helper you are! Let's put the mushroom cap on top. There we go! All we have left to do is fill in the openings by gluing the rest of the details. Stay tuned! Hey, Susie, I cut out these pieces I asked for. What's next? Oh, thanks, Sammy. We'll need them very soon. Just let me finish with this. What is this, Sue? A window, of course. There can't be a house without windows, right? Guys, be very careful with the cutter. It's really sharp, so don't cut your fingers. Why, doesn't this window look too simple for such an unusual house? Trust me, it won't be. This is why we need those pieces that you kindly prepared. Look, we'll glue these rectangles like this. One after the other. It's pretty easy. Oh, I got it! It'll be a window ledge! That's right! And now we'll take this piece, slightly bend it like this, and make a little canopy. And since the mushroom house itself sounds more like a tiny cozy fairy tale forest hut, we'll make its windows also a bit fairy-like. See? It doesn't look too bad, huh? What do you think, Sammy? I think that one window is absolutely not enough! Let the fairy magic do the trick! Whoosh! Whoa, guys, just check them out! Oh, they all turned out different! I can't believe that my fairy magic has expired! Oh, no, don't be upset, Sammy. I really like that each window looks unique. I think it'll add more charm to this little house. Actually, we can even place them quite randomly. Let's see. This house reminds me of the story about Snow White and the Seven Dwarfs! Wait a second! For now, this house won't even be able to stand the slightest breeze! That's right, which is why we'll now cover the whole frame with these cardboard strips. Come on, move! Whoa! Are you ready, guys? Oh, I almost forgot about the door! It'll be right here. Huh, if you ask me, the door canopy should also be decorated. Huh, that's perfect! Huh, Decorator Sam's back in business. Now let's mark the door itself. It will be rounded at the top, of course. By the way, Sammy, I liked your reference to the Seven Dwarfs. They totally could have considered this shape for the dwarf's house for the film. You meant to shape for the cartoon that they drew back in 1937, right? Well, yeah. In my mind, a giant mushroom could perfectly match the landscape of that fairy forest. Don't you think so? Sammy, maybe you should consider yourself working as a special advisor to cartoon creators. This actually sounds like a great idea, Susan! Imagine, they will call me day and night asking for my professional opinion on every single thing! Hold it, day and night! What if I'm busy with our crafts? Or I'm eating something tasty? No. I'd rather be the star of this channel. Here I can do whatever I want, any whatever I want. I'll go grab something from the fridge, by the way. Oh, Sammy. Oh, what a nice idea it was to have a break for a snack. Whoa, Sue, is this a chimney pipe? How did you manage to do all that? Well, I had no breaks for a snack, Sammy. Well, it looks just awesome. Hannah, what are you doing now? Oh, I decided to decorate our big mushroom with a bunch of smaller ones. I thought this way our little house would look even more natural. A bunch, you say? But I only see this one toadstool. Come on, Susie, admit that you need my help with these. Well, actually... Ooh! How long was I absent after all? Relax, Sammy. We're still far from finishing the craft. We've got so much work ahead. I'm gonna need a lot of help from you. Say no more, Susan. I think I know what you want me to do. I'll be right back. Guys, you know that you can make as many of these as you want, right? Or you can even come up with something else to complete your own mushroom houses. Just get creative and don't forget to give us a thumbs up. Susie, I've noticed that our house is missing something. Oh, wow, Sammy, good job. It's a porch, guys. It goes right here. Perfect.
I also found this. These craft paper sheets might be useful for our mushroom house. You're totally right, Sam. Check this out. We'll take one, and then we'll crumple it properly like this. We need to shape it as if it's a little rock or something. And then we'll simply attach it to our house. Right here, at the bottom. Let's do the same all around the house. Cool! If you don't mind. Oh, it goes here. Now I like it very much. The door looks wonderful, Sammy, and you carved a heart? How sweet. This looks so cute. But you know, I've been thinking, mushrooms are usually well hidden in the grass. Now you're reading my mind. Hop. Okay, guys, I really like how our mushroom house turned out, but we definitely can't leave it like this. Woohoo! My favorite stage painting! Hold it, Sammy. Not yet. At first, we need to cover the whole thing with clay. This will make the house look neat and even more realistic. But shoo, we will need a ton of clay to cover all this. It'll take us forever! Well, it won't if you help me. Besides, we can talk about something interesting. It always makes the work process smooth, and time just spins away. Interesting, you say? Well, did you know that the most expensive house in the world is worth $2.9 billion? It's actually a palace, the Buckingham Palace. Cool, huh? Woo, that's quite a lot of money. In cash, this money would be a giant pot. You say? You're gonna need, like, a whole separate house just to keep such a sum in there. That's right, Sammy. Chua, I decided to help you prepare more clay. Thanks, Sam. This is exactly what we need. It's perfectly. Chua, I also want to try. May I? Sure, Sammy. I'll go make a mushroom. You're gonna need a lot of patience for this stage, but it's worth it. Don't forget to properly make the heart-shaped opening like this. Looks good, Sue. Do you add water to clay? Yes, Sammy. And how's it going with your mushroom? Well, you can check it out for yourself. It's cool, isn't it? And is this roughness your special designer idea? I got it. Oh, we'll fix that. I'll do it in the blink of an eye. Is it any better? Much better, Sammy. Guys, if you liked how Sam did this mushroom, then give a thumbs up. And we move on. Yes, guys, and don't forget to subscribe to our channel. Phew, I'm a bit tired already. Can we speed this up? Sure, Sammy, let's do it. Oop, up, a little more. Ah, done. And we're finally at the painting stage! Sammy, you already started? Oh, shoo, I decided to follow your example and stop doing snack breaks! Oh, that's why you work so fast! Here comes the red paint. We'll also need some yellow. And some green, of course. Shoo, I have a genius idea! Let's set a speed painting contest! I'll paint the roof and the door, and you'll do the rest of the house! Awesome idea, Sammy, and the loser will be responsible for cleaning the whole week! Deal! Watch and learn, Sammy. Thank you.
few more touches. Here we go. Phew, I'm done. I wonder where Sam is. Right here. I finished like 2 hours ago. How much longer should I wait? Oh, it means I lost? Whatever. It was my turn to do the cleaning anyways. Susie, that's cheating! You totally tricked me! But the good news is that our craft is amazing! Guys, let's have a closer look. I really hope that you liked our craft today. If you're going to make your own mushroom house, give a thumbs up. Bye-bye. And don't forget to subscribe to our channel. See you later. Ai spus că apa nu-l va strica? Ei bine, era doar o teorie. De unde era să știu că o vei testa oricum? Hei, acela era castelul meu din hârtie. Îl vreau înapoi. Aceeași poveste mereu, Sam strică, iar eu trebuie să repar totul. Nici măcar mopul nu face față atâtor lacrimi. Să nu ne lăsăm casa să se scufunde așa cum a făcut-o acel castel din hârtie. Mai repede, Siu, mai repede! Eu locuiam în castelul ăla, acum nu mai am casă. Îți vom construi unul nou care va fi mai rezistent, îți promit. Ți-am zis că trebuia să punem banda adezivă pe tot și... Sammy, taci! Sau păpușa se va trezi și va plânge din nou. Ai dreptate, hai să merg să văd ce face. Iar eu voi începe proiectul nostru. O să fie incredibil de roz. Da, e perfect pentru frumoasa noastră adormită. A fost cât pe ce. Iar primul perete e gata. Sammy, ce e în spatele? Ha? Nu e nimic în spatele meu. Stai, e ceva în spatele meu. Unde e castelul meu? Dă-mi-l înapoi. Lucrăm la el. Nu te văd lucrând. Sam, ai grijă! Sau vei distruge și acest castel. Nu am plănuit o ușă în formă de slime. Unde e castelul meu? Unde este? Siu, cred că știu cum să fac să se oprească. Hei, zombiule, miroase asta. Hop, te-am prins. Întoarce-te în pat, somnambulă mică. Hiu, situația cu castelul scufundat a făcut-o pe păpușa noastră să se îngrijoreze prea mult. Iar acum ne putem ocupa de decor. Sammy, te bagi și tu? Sigur că da! Uite, lucrez la viteză maximă! Siu? Am cam uitat de ușă! Nu, n-am uitat! Iată intrarea, pe partea cea mai frumoasă! Unde e domnișoara la Ananghie? Am venit să o salvez! Iar mi-a luat cineva castelul? Poți să-mi ții sonul măcar o dată? Fac eu ceva pentru tine, Sammy! Ups! Sfinte parmezan, strici totul aici, inclusiv spectacolul meu! Te rog, nu-ți face griji, am deja o livrare specială. Vezi? E în regulă! Sammy, vino înapoi! De acum încolo poți să-mi spui regele Samuel întâi. Dacă spui tu, dar coroana asta e prea mare pentru tine. Lasă-mă să o decorez în cel mai bun mod. Acum o putem folosi pentru castelul nostru. Crezi că păpușii va plăcea? Fără îndoială! Vreau doar să fac câteva ajustări aici și acolo. Gata! La dreapta! Acum la stânga! Un pic mai sus! Nu, mai jos, Siu! Nu vezi? Uitați-vă la el! Mă întreb cine l-a pus șef aici! Iar un mic balcon va fi chiar aici! Minunat! Dar pare așa periculos! Nu vezi? Lasă-mă să termin! Deci, vrei să te simți ca Julieta? Oh, Romeo, uită-ți tatăl și tăgăduiește-ți numele! Ce? Cine-i acel Romeo? Și tu de ce ești aici? Am greșit balconul! Am greșit balconul! Asta o să te învețe minte! Eu nu mă mai joc niciodată de-a prințesa! Doamna castelului are nevoie de un turn înalt! Iar eu am o idee cool pentru a-l decora! O singură injecție și va fi sănătos! Adică frumos! Hei, chiar îmi place noua ta metodă! Și mie îmi place mult pălăria asta cool și elegantă! Oh, mon dieu! Asta nu mai e la modă! Ce? Hei! Ar fi mai bine să încerci asta! Îți bați joc de mine? Poate că nu mă pricep așa bine la tendințe, dar știu unde merge asta! Și iată următoarea piesă! O să fie grozav!
pot măcar să port asta? Unde e tipul ăla cu moda? Nu știu de el, dar chiar am nevoie de asta. Hei, ce zici de lucrul meu la modă? Oh, sunt sigură că vei găsi ceva și mai bun. Uite cum crește castelul nostru! Ce-ar mai trebui să adăugăm? Hai să folosim super lanterna mea pentru a găsi turnurile ascunse! Ce? Despre ce vorbești? Aprinde lumina! Wow! Este... Sammy, ai găsit un nou turn! Ce cool! Hei, ce tot faci? Voi dezvălui locurile în care se ascund dulciurile! De ce tu? Întoarce-te aici! În regulă, știu și eu câteva trucuri! Cât timp Sam nu e aici, priviți aici! Hop! V-a plăcut, prieteni? Dați-ne un like dacă da! Știam eu! Mi-a spart lanterna! Ne va lua o veșnicie să terminăm castelul fără ea! Sam, înveselește-te! Ai uitat de cazanul nostru magic? Vom lua asta! Și un pic din asta! Și... Sfinte parmezan! Știu ce nebunie! Fugiți ca să vă salvați, oameni buni! Abracadabra, dragilor! Și încă un turn e aici! Știu, e minunat! Ți-am spus că știu câteva lucruri despre magie! Wow! Cu siguranță știi! Copia arată exact ca originalul! Priviți! Wow, Sammy, asta e neașteptat de măgulitor! Dar nu te relaxa încă! Încă ne lipsesc două turnuri! M-am gândit deja la asta! Iată schița! Îți bați joc de mine? E minunat! Trebuie să văd asta! Ok, să vedem ce avem aici! Un avion din hârtie? Nici gând! O rățușcă din cauciuc? Nu! No. Acum, pe astea le căutam! Le vom fixa chiar aici și vom continua să lucrăm! E gata casa mea? Am cumpărat niște flori pentru ea! Ei bine, partea din față va fi gata cu astea! Dar mai trebuie să lucrăm la interior! Sammy, trebuie să planificăm designul camerei! Ai vreo idee? Da! Cumpăr imagini de fundal de aici! Dacă vânzătorul ăla s-ar grăbi... Liniștește-te! Mă ocup eu de asta! Iată-mă cu toate lucrurile păpușii! Cine-i gata pentru un pic de design interior? Oh, sunt gata! Abia aștept! Atunci să începem! Nu intra în panică, o vom aranja în cel mai scurt timp. Au, yeah! Oh, haide, iar nu e bine. Cred că trebuie să fac eu însă-mi asta. La asta mă refeream. Mulțumesc pentru ajutor. Trecem la etajul 2. Sammy, ce e zgomotul ăla? O să verific, iar tu continuă să lucrezi. Da, șefu. Nu! Sunt o mulțime de fani! Vin! Sammy, reține-i puțin! Nu am terminat încă! Bună tuturor! Mă bucur să-mi văd toți fanii aici! Hei! Vrem să-ți vedem noul proiect! Arată-ni-l odată! Aveți răbdare! Faceți un pas înapoi! Am spus un pas înapoi! Nu înainte! Auci! Dă-te de pe mine! Uh-oh! Se pare că Sam nu a putut să-i rețină prea mult! Ar fi bine să mă grăbesc! Haide, Siu! Aproape au ajuns! E ok! Am terminat! Pot să-i lași pe toți să intre! Suntem aici! Lasă-ne să-l vedem! Doamnelor, cine-i gata pentru tur al castelului? Castelul! Ura! Priviți cu atenție, iar eu mă întorc imediat! Furtuni fierbinți. Oh, ajunge cu experimentele tale. Da, Susie, fiecare clădire are nevoie de un test. Cum altfel vom ști dacă e robust? Ha? E singura cale? Nu, gata cu testele. Ha? Castelul nostru? Unde a dispărut? Sammy, tu ai făcut asta? Nu, n-am fost eu. Unde este? Unde e castelul?
eu l-am luat ca să nu-l mai strice nimeni. Castelul nostru e în siguranță. Nu uitați să vă abonați și ne vedem curând. Pa, pa! Sunt eu, Mario. Poți să te dai la o parte? Nu ți-e rușine să preiei identitățile altor personaje? Și cine ești tu să mă judeci? De fapt, eu sunt prințesa Peach. Da, tu ești prințesa Peach, așa cum sunt eu, Mario. Nu mă păcălești. Ha? Oh, da, nu sunt eu însă până nu-mi beau cafeaua de dimineață. Ești sigură de asta? Privește-mă! Cara asta e uriașă! Știu! Sfânt de plăcinte, ești sigură că asta te ajută? Vei vedea! Așa mai merge! A trebuit să mă ascund în pădure după ce castelul meu a fost distrus de minionii lui Bowser. Oare tu mă poți ajuta? Te rog! Ai venit unde trebuie, înălțimea ta! Îți vom face o casă în cel mai scurt timp! Hei, Fiu! Fiu! Avem materialele pentru noua casa prințesei? Nu mai țipa, te aud! Ups, da, scuze! Să mergem atunci! În regulă, cred că avem aici tot ce ne trebuie! În primul rând vom construi fundația și pereții. Am decis să luăm texturi inspirate de prințesa Peach. Ca instalator cu experiență eu... Vrei să te oprești o secundă? Nu crezi că trebuie să instalăm țările mai întâi? Nu avem nevoie de ele. Serios? Da! Dar ne-ar prinde bine opinia unui tâmplar. M-a strigat cineva? Cred că o fereastră largă e o necesitate. Ce idee grozavă, Sammy! Exact ce ne trebuie! Nu sunt Sammy, sunt eu, Mario! Un instalator, tâmplar, reparator și meșter de cel mai înalt calibru! Tu nu ești Mario! Dă-mi aia! Prinde-mă dacă poți! În regulă, prieteni! Pentru pervazul ăsta avem nevoie de o învelitoare mare și pufoasă! Ce moale e! Vreau să o și decorez un pic! O vom fixa chiar aici! Iar rama ferestrei e următoarea! Cu siguranță vom avea nevoie de multe perne moi pentru a face lounge-ul perfect. Eu, în sfârșit am scăpat de acea prințesă teribilă. Nu pot să încetez să te mai dai drept, Mario. Trădare! Te credeam mai bună de atât, Susan. Lasă-mă în pace. Nu! Ajută! Cred că nu mă pot aștepta la niciun ajutor azi. Să vedem, ce mai e pe listă? Aha! E o perdea arcuită cu nori. Va pluti chiar deasupra ferestrei. Cred că acest arc se potrivește perfect și cu coafiura mea. Ce părere ai? Ai dreptate, iar covorul ăsta e pentru a-ți odihni picioarele obosite. Pare așa confortabil. Îmi vine să-mi fac o ceașcă de cacao și să mă învelesc într-o pătură. Hei, Fiu! Plecat? Cine mai visa cu ochii deschiși? Aici se meșterește, de fapt. Serios? Bine, Sam. Deci ce urmează? Cel mai important lucru în orice casă. Un loc pentru bunătăți, normal. Ești bine? Da, totul e în regulă. Nevoie doar de o secundă. Mă întorc imediat. Asta clar nu e o mișcare a lui Mario. Ok, asta e. Dă-ți jos mustața. Nu, tu să-ți dai jos mustața. Prieteni, ușor. Ce e neregulă cu voi azi? Încearcă să dormi într-un sac de dormit. Tu chiar ești o prințesă adevărată? Bine, Peach, vei fi fericită cu acest pat confortabil. Am auzit că prințesele au un somn foarte ușor și pot fi trezite de orice, chiar și de un pop de mazăre sub saltea. Poftim! Iar așa? E vremea răzbunării, Peach. O să primești un pop de mazăre. Un cadou de la mine. Oh, e atât de drăguț! Patul ăsta pare așa confortabil. Asta te va învăța minte. Nimeni nu-mi ia mustața. Prețioasa mea. Sammy, te porți urât. Ia început. Oricum, rămâi concentrată, Siu. Chop-chop, avem multă treabă de făcut. Eu să rămân concentrată? Ei bine, nu eu, lucrez mult prea încet astăzi. Știi ceva? Mult noroc la terminarea casei. Am plecat de aici, oricum mă gândeam la vacanță. Siu, fă asta, Siu, fă aia. Oh, la ce te uiți? La asta. A fost una bună, nu? Bine, nu-i nimic. Voi două nu sunteți oricum de ajutor. Nu am nicio problemă în a meșteri singur. Asta ar trebui să meargă aici. Le arăt eu lor. Constructori. Ca și cum. Mă simt foarte bine aici de unul singur. Sunt absolut incredibil de bine.
Sper că nu a văzut nimeni asta. Ce nemiloase sunt! Eu sunt aici cu dureri și ele doar râd! Floare, la ureche, privește! Aici! Sunt cel mai bun! Cel mai bun! Sally, ești bine? Eu am reușit, Sue! Am construit casa aia de unul singur! Acum e gata! Privește! Despre ce vorbești? Oh, ce mizerie! Ce? Cum? Dar eu nu înțeleg! A fost un vis? Bine, dar am o condiție. Ar trebui să te împaci cu Peach. E grozavă odată ce ajungi să o cunoști. Siu, m-ai chemat. Bună, Sam. Ce? Niciodată! Ai auzit ce a spus despre ustața mea? Ori asta, ori plec în vacanță până la sfârșitul anului. Bine, în regulă, ne-am înțeles. Excelent! Aici vom avea un dormitor pentru oaspeți. De aceea trebuie să facem o canapea mare și moale pentru ca oaspeții să se simtă confortabil. Iată, regele în casă! Un joc de cuvinte intenționat! Oh, aici erai! Sam! Ascultă, dacă ne împăcăm, casa ta va fi gata mult mai repede! Bine, dar tot nu primești asta înapoi! Ce încăpățânată e! Acum clar există suficient spațiu pentru toată lumea! E o casă așa frumoasă! Dar o să-mi lipsească atât de mult vechiul meu castel! Iată de tine! Îți promit, casa asta te va face să te simți ca acasă! Ei bine, bineînțeles! Mă uit la ea și mă simt ca și cum... Stai așa! Ca și cum ar fi casa mea! Nici o grijă! Sunt în regulă! Vezi? Lucrurile merg mai repede când mă ajuți! Ce priveliște! O priveliște cu adevărat regală! De acord! Ce altceva trebuie să facem? Rafturile în formă de turnuri de castel, pentru a-ți oferi un loc în care să-ți depozitezi toate gențile și pantofii. Uite așa! Iată steagurile aurii pentru vârful turnurilor! Această casă va fi văzută din spațiu! Iată tot ce dețin! Auci! Oh, sunt așa împiedicată! Nu-ți face griji, Peach! Voi găsi un loc pentru fiecare dintre lucrurile tale! Grozav! Dar pot să adaug ceva! Wow! E cel mai tare castel! Sfinte plăcinte! Sunt așa multe ciuperci! Poți să-mi arăți cum faci asta? Te rog frumos! Îți voi da un adevărat impuls, Mario! Nu, nu, nu-i nevoie! Eu nu sunt Mario! Așteptam! Vine după mine! Ascunde-mă, Susie! Oh, asta e o idee de decor minunată! Va arăta foarte bine aici! Prostuțul de Sammy e speriat de o floare! Nici măcar o masă regală nu se poate lipsi de scaune! Să le facem din plastilina aerată! Nu arată ca un... Sfântă mozzarella! Bine, ai câștigat runda asta, Sue! Uite, bun pariu că nu ai mai văzut niciodată o scară ca asta! Am făcut-o chiar eu! Ai grijă, nu o strica! E așa drăguță! Și asta e! Am terminat! Apropiați-vă de ecrane și bucurați-vă! Loc. Stai să o... verific! Oh, nu! Te-am prins! Am fost aproape! Peach, e alunecos acolo? Ai putea fi mai atentă! Huh? Alo? Ce e în regulă cu ea? M-am înșelat, Sammy! Mustața asta chiar ți se potrivește! Mersi, cred! Ce? Ce? Ce vrei de la mine? Oh, Sammy! Stai! Oprește-te acolo! Oh, Sammy! Hei, ia-o înapoi! Nu am nevoie de mustață! Ce-ți
Vino înapoi! Iar începem! Prietenii, vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi! Dați-ne un like! Nu uitați să vă abonați și alte chestii! Și pa! Vino înapoi! Pa, pa, tuturor! How much longer, Sue? Until we come up with a new craft idea, Sammy. I'm tired. My body's sore. Don't get distracted and the idea from Great Tibby Daba will come to you. Susan, here's the idea. Huh? Another house? I like it. Phew! All hail the Great Tibby Daba down the way. Ah, with inspiration, work goes faster. Hi guys, today we'll build a house. In ancient town style. We didn't have this one before. Holy cannoli! Wait, Sammy, you started from the wrong end. We still have some work before we get to the lighting. Oh, I apologize. Maybe we should present some flowers as an excuse to all who saw this. I'm afraid that even if we collect all the flowers from our house, it won't be enough, Sammy. Then I'll be the main gift for today. If you don't mind, Sam, I'd keep you for myself. I really need a good friend and a crafter like you. Oh, good macaroons. I just love to hear it. Sammy, you didn't mention that Happy will move into this house. Is it for him? Whoopsie, I almost forgot about him. Happy buddy, where are ya? Guys, if you don't remember who Happy is, then watch our video with the mini camper. The link will be in the description box. The thumbs up button is also in that area. There will be lots of soft furniture in this house, so let's place the cushions on the armchair and the sofa right away. Awesome! Sue, I haven't found Happy yet, but look what I assembled! Oh, great, Sammy, it came out cozy, right? Oh, Susan, help me put this table somewhere or we'll fall! Ah, got it. Whoa, what a spacious rack. I already know what to put here. Check out these beautiful plates. Whoa, amazing. It's a waste to eat cakes from them. If you didn't know, that's the highest praise from Sam. Sammy, what should we put here? Flower pots? No. Books? No. Just pots. Oh, I'm puzzled. Since you can't make up your mind, we'll just put everything together like this. Sue, hurry up! I already assembled almost all the furniture, and you filled only two racks. I'll make up for that, Sammy. Let's put this here. And a warm blanket. This way it becomes cozier. May I lay down? Let's first finish the house. You already relaxed in lotus position 1 hour ago. It was long ago and not true! I need to refresh myself, and this sink is too small! Sammy, what are you doing? Go to our regular bathroom and use the sink there. It'll take too long! I don't want to miss anything! And, I guess our house lacks music. You're right, Sammy. Otherwise, it'll be too quiet. Well, that's some real magic. Sue, you're doing better every time. Thanks, Sammy. And I see you weren't fooling around, too. There can't be too many flowers. I already feel their scent. Oh. I'll also contribute to this botanical heaven. Let's come up with an activity for our resident. What do you think? Do I look good in this shirt? Oh, right, checkers. Thanks, Sammy. You're welcome, but what did I do? Well, in my childhood, I enjoyed playing checkers. Guys, give a thumbs up if you've ever played this game. I never played checkers. Do I have to play like this? 1, 2, 3! Wait, Sammy, did you want to play pool? You'll need a different table. To play pool, you need to use cues. And what is checkers, then? Do you need to tick off something? Guys, I guess I'll have to explain to Sam what checkers are. We'll take a short break. Phew, the explanation of the rules took a while. We even played one round. I won! The rookies are lucky! Maybe you can be merciful and attach the stones yourself? Okay. But only to celebrate your fail. One last problem. Now we'll make a water mill. Now that's a real ancient city spirit. The house will be made in Oriental style, so the entrance will also be unusual. Circle means a lot in the Oriental culture and symbolizes the sky. And here's the stairway to heaven. What you doing, Sue? Talking about our house, and you got carried away somewhere in the middle, Sammy. Did I lose it? Shiver me cheddars! Where is it? Sammy, it's here. You're so forgetful. Don't panic. We'll always find a way out. We'll attach it carefully, like this. Fine, nothing to worry about. Sue, you saved me. Have this as a token of my gratitude. Whole tree? You're super generous, Sammy. Sue, it all looks good, but one roof won't be enough for our house. Just look at all this stuff. Where will we put this? This won't do. We need more roofs. Even more roofs. You're so fierce, Susan. I even got goosebumps all over my jelly skin. This will take a bit more time. Oh, come on, Sue, we need to do something about it. There's lots of windows and I'm alone. I'm on my way to help you. We'll put it like this. This goes here, and this one underneath.
I saw everything, Susan. It's not fair to use magic on your own. Oh, you're right, Sammy. I agree. Let me make your window. That's better, and I'll go have a snack. The final touch. Done. Phew, the lighting's ready. Now we'll get to building our house and furniture arrangement. Whoa! Whoa! There's even a pond here! I want to live here. We already discussed this, Sammy. This house is too small, even for you. You know how to ruin my dreams, Susan. Someday I will defo buy myself this kind of house. Wow. Will you invite me to live with you, too? Sure, but don't get distracted now. What comes next? We'll start with the first floor. Here we'll have 6 rooms. Here we'll make a billiard room, a living room, and a music room. Yay, so cool! Correct, Sammy. Knock, knock. Slime Sam came to visit. What do you have here? You don't even have walls! We shall fix it! That's better! Oh my goodness! I'm alright! Since we'll have 1 more floor, we'll install the staircase, and next to it, we'll make a small closet. Just like in the Harry Potter movies, remember? The closet under the staircase. Did you start crashing the other side of the house, Sammy? Of course. I do think this divider will protect from the sound of music, too. I hope our residents will play only beautiful melodies, because the neighboring room will be for our guests. Check out this cherry tree on the wallpaper! And the food for our guests should be served only in beautiful tableware. And here we'll have the billiard room, right? Let's arrange it right away! Will do. We'll have to do something about these guys. Where should we put them? What if we make a winter garden? It will look cool and unusual. Yep. We'll place a shelf with plants near the window and in the center a wooden podium. It'll look awesome! Oopsie, I forgot to put the wall. I'll fix it. And we'll also place the shelf with flowers. Very pretty. Just a couple touches left. And done! You were right, Sammy. This winter garden is a great idea. Let's protect these flowers so they don't get frozen from this side, too. They will all be warm and cozy. Awesome! A couple of seconds and the room is finished. All the sources of light are in one place, so we'll install the ceiling on the count of 2. 1, 2. Okay, 3, and 4. Now it's really done. Oh, stop, wait! It's not ready yet. Give me a moment. Now you can look, but not for too long. We need to continue. Now let's arrange everything here to make it cozier. Check out this unusual lamp, Sammy. What will we have here? A nightstand? I guess I know which room that would be. What a cute bedroom! Sue, can we make the same renovation in my room? Everything is possible, Sammy, if you pay for it from your own pocket. Sue, you overestimate my saving abilities. Where can I find so much money? I know where you hide all your money, Sammy. Don't sell yourself short. Let's change the topic. The bathroom is not finished yet and the sun is setting! Are you in a hurry? Okay, let's speed up. Think what else we're missing here. Sue, I guess we're missing the walls here. Oh, and where's our pool? We have a free spot here. Happy, come here, boy. Where did you go? Sam, I see that you arranged the entrance while you were looking for Happy. Maybe you need help with your search? No, he's playing hide and seek with me. He'll come soon. I'll wait. You're so stubborn, Sammy. Meanwhile, our lawn is getting filled with things. Here we can already play checkers. And we'll have a path for pleasant walks. Sue, is it all right that I arranged a small garden here? Great job, Sam, and I'll get to the pond with lotuses. It came out great! We're at the finish line! Sammy, show me what you have here. Wow, so beautiful! You should become a landscape designer. Really? I will add this to my 5-year plan list. I'll try to match up to you. The house is almost ready. I can't wait to see the result. We just have to install the roofs. Do you think our viewers will like it? Sure, Sue! Let's hurry up and open it! That's paradise! Guys, if you like this craft, give a thumbs up and subscribe to our channel! And now let's jump on the toy bag! Sammy, we just built it! Be careful! Just kidding! Bye, guys! Ah, casa dolce casa! Pereți cu născuți, acoperiș de încredere, mobilă confortabilă! Dar oricât de mult ne-am iubit locuința, câteodată are nevoie de o transformare! Hei, mi-ai rupt ușa de la garaj! E Elsa, oaspetele de astăzi de la reparații Fulger cu Sam! Bună tuturor! Spune-ne, cum ai luat o decizie atât de importantă precum modificarea casei? De exemplu, ce părere ai despre renovarea pereților? Ei bine, probabil am putea să adăugăm mai mult albastru. În privința culorii nu avem dubii, totul e clar, ne trebuie mai mult roz. Dar cum? De ce roz? Nu înțeleg. Vreți să aflați ce o să iasă din asta? Rămâneți cu noi!
Bună tuturor! Oh, nu pot să cred că au trecut 2 ani de când am făcut proiectul ăsta. Au, câte amintiri minunate! Atât de mult confort și căldură! Doamnelor, doamnelor, de ce atâta nefericire? O astfel de zi ar trebui să fie una veselă! Astăzi refacem casa și o să fie distractiv! Cea-cea-cea! Da-da! Cea-cea-cea! Cea-cea-cea-cea! Vom începe cu baza, podeaua și pereții, dar mai întâi hai să golim camerele! Mele. Înainte să golim baia, trebuie să oprim apa sau să ne stropim! Ne descurcăm fără inundație! Mersi, instalator Sam! La datorie! Nu o să mai am baie în noua mea casă? Oh, sunt dispus să plătesc pentru tronul ăsta! Hei, Sam! Ce? Încă ne trebuie hoțule de toalete! Hai să ținem toată mobila veche într-un singur loc! De exemplu, aici! Pa! Vom folosi toate astea însă puțin mai târziu! Ei bine, casa e goală acum, ceea ce înseamnă că e timpul pentru... E timpul să scăpăm de vechiul decor! Balustrada albastră nu mai e la modă! Bam, bam, bam! Bine, o să schimbăm cu siguranță! Să o scoatem cu grijă! Apropo, și scara o să fie restaurată! Oh, oh, oh! Cum o mai dau jos acum? Haide, Sammy, urcă aici! Ia-ți zborul! Oh, wow! Dă-mă jos! Destrul! Mai bine te ajut aici, Suzy! Siguranță. Cum spui tu? Atunci ajută-mă aici! E mai ușor decât să construiesc! Ups! Eu cred că am rupt ceva! Îmi pare rău! Nu face asta! E exact ce trebuie să facem în continuare! Să scăpăm de texturile vechi! Eu am făcut-o mai bine! Ai uitat ceva! Pleacă de aici, istețule! Nu am terminat încă! Hei! Fii mai drăguță cu slime-ul ăsta! Pentru astfel de cazuri am un solvent ascuns. Să frecăm puțin! A funcționat! Totuși, e mai bine să cereți ajutorul unui adult! În același timp, scăpăm de toate piesele de decor care nu ne sunt necesare! Uite așa! Fainte, parmesan! Ce tare se aude! El se oprește-te! Nu mai suport! Am avut un castel! Iar acum, practic, nu mai am acoperiș deasupra capului! Suzy, trebuie să facem ceva! Sau o să ne înnecăm curând! Atunci e bine că trecem deja la următoarea etapă! Nu plecați nicăieri! Așa! Hei! Nu am avut timp să le arăt urmăritorilor! Nu-ți face griji, Sammy! O să le arăt eu! Oh, ce frumusețe! Și acest perete se potrivește perfect cu noua podea! Doar câteva mișcări ușoare și primul etaj începe să prindă formă. Hei, așa e! Reparații fulger cu Sammy, cea mai tare emisiune! Apropo, urmează un alt interviu pentru TV. Spune-mi, ce faci mai exact acum? Sammy, mă deranjezi! Mai puțină vorbă, mai multă muncă. Ca să terminăm mai repede... Dar la TV prezentatorul intervievează constant! Câteva cuvinte? Dar tu poți schimba conceptul și poți deveni primul prezentator slime din lume care face totul singur în cadru. Vom aprecia asta. Primul din lume, spui? Ei bine, desigur, dă-te la o parte, Susan. O să fac eu asta. Wow, ce mai viteză! Și chiar îmi place noul design. Atunci cred că noul acoperiș te va impresiona și mai mult. Ei bine, da, și minimalismul arată bine. Întoarce piesa, Susan. Serios? Oh, priviți ce țiglă uimitoare! Și ce combinație uimitoare de culori! Constructorul Sam merită un like! Ce? Constructor? Sunt un decorator grozav! Sunt un artist! Da, da, du-te și vopsește scările! Okay. Da, vom vedea! Domnul Magnific va transforma orice scară în opere de artă! Uite așa! O scară aproape numai din diamante pentru adevărată regină! Oh, văd că te-ai decorat și pe tine cu pietre prețioase, maestre! Apropo, am făcut și eu ceva. Uite cum a ieșit balustrada. Ei bine, acum tema Rozalie e complet dezvăluită. Nu chiar. Trebuie să instalăm și o ușă îmbunătățită la balcon. E ușor. Pac! Și balustradele, desigur. Se pare că am terminat cu partea de construcție și reparare, nu, Sammy? Stai, stai! Cum rămâne cu garajul? Era o ușă aici. Dar acum o să fie altceva. Ce? Oh. O să dezvălui secretul în câteva secunde. Termină! Siu, ce faci tu aici? E timpul să aranjăm mobila! Wow, te-am prins!
Ce? De ce e goală? Cineva a furat toată mobila? Suspecții au fost arestați. Sigur ei au fost. Nu, nu, noi nu am făcut nimic. Dați-ne drumul, vă rugăm. Nu vă panicați, polițistul Sam va recupera totul. Măi, măi, ce-i asta? Interesant. Locotenent Susan, ajută-mă cu bucățile astea de pânză. Mă lași să vorbesc? Eu am luat toată mobila. Și nu m-ai avertizat? Ce urât din partea ta? Nu, sunt foarte creativă, privește! Acum picioarele Elsei nu vor îngheța pe plăcile reci. Despre ce vorbești, Susan? Ea a fugit de sculță prin zăpadă. Oh, Sammy, nu știi că viața nu e mereu așa cum vezi în filme? Spre deosebire de baia noastră care a ieșit fabulos. Deci nu se întâmplă nimic dacă fac asta. Oh, un frigider? Haide! Magia ta a funcționat, dar nu chiar așa cum trebuie. Dacă nu te grăbeai, era perfect, așa cum e la mine. Ei bine, îți arăt eu acum. Mă învață ea, hă? Știu și singur. Acum, încă puțin. Mai ușor, Sammy? Nu mă opresc, la jumătate. Eu niciodată nu renunț. Nu e deloc ușor. Tocmai m-am gândit la ceva. Și... adună-te! Grozav! Măsuța asta joasă o să stea pe balcon. Fiu, Elsa spune că s-a săturat să aștepte. Tic-tac, tic-tac, știi? Bună idee! Elsa i-ar plăcea să aibă propriul ceas ca să nu întârzie niciodată. Oh, nu ai înțeles. E timpul pentru somn, dar noi nu avem dormitor. Păi, mobilează-l. Știi, am și eu doar două mâini. Sammy, fă asta, Sammy, fă aia. Eu nu mă odihnesc. Deci, asta o să fie aici. Iar asta? Ah, păi ar trebui să fie aici. Iar un dulap cu sertare? Un dulap cu sertare chiar aici. Cadourile? Cadourile le păstrez pentru mine. Ei bine, am terminat. Ce spui, fiu? Cool, nu-i așa? Dar ai mobilat camera copilului. Cum rămâne cu dormitorul Elsei? Sunt obosit. Trebuie să trag un pui de somn ca să-mi revin. Sammy, ai dormit prea mult în noaptea de revelion? Ce? Vorbești serios? De ce am ratat totul? Nu, dar aproape am terminat proiectul. Trebuie doar să mai facem o atmosferă festivă. Hop și gata! Ei bine, hai să o chemăm pe stăpâna casei, nu? Deci, dragă Elsa, ești pregătită să-ți vezi casa visurilor? Sigur! Ha? Elsa? Elsa? Unde ești? Așa o să fie mai confortabil. Să ne întrecem. Deci, să vedem. Ah, ce minunat e aici! Și bucătăria e așa bine amplasată. Oh, îmi e așa foame. Hai să ne uităm ce avem aici. Oh, Elsa, asta e plăcinta pentru tine. Oh, mulțumesc! Dar hai să o lăsăm la răcit. Aha! Cea mai utilă cameră din casă. E așa mult roz aici. Oh, ce covoraș moale. Dar hai să continuăm. O scară demnă de regina zăpezii. Wow! Ar trebui să văd etajul al doilea. Oh, uimitor! Cred că Elsei place transformarea. Și-a fost ideea mea. O să fie grozav să admir stelele de aici seara. Hop, hop. Oh, ce încântare. Mirosul e divin. Mai rămâne să vedem dormitoarele. Stai să te ajut. Aș fi vrut să fi avut o astfel de cameră când eram mică. Eu voi dormi aici? Wow, e așa moale și confortabil. Iar toate ținutele regale vor încăpea aici. Sammy, ai avut dreptate. Casa rozii se potrivește Elsei la fel de bine ca cea albastră. Îmi place așa mult totul. Mersi, Siu și Sam. Ar trebui să le mulțumim și urmăritorilor că au fost astăzi cu noi. Urmăriți noile noastre clipuri pe canal. Și nu uitați de like-uri. Hei, nu plecați încă, oameni buni. Ei bine, acum și atmosfera e potrivită pentru anul nou. Ce treabă bună am făcut astăzi cu casa asta. Acum o să pun un film bun. Oh, prieteni, încă sunteți aici?
Mulțumesc că ați fost cu noi astăzi. Mereu ne distrăm împreună. Nu uitați să vă abonați la canalul lui Sam și Sue. Mersi, Elsa. Dar unde-i Sam? Aici sunt și am o idee genială, Sue. Hei, prieteni, vă putem reface și casele voastre. V-ar plăcea? Atunci scrieți-ne la... Nu mai glumi. Mai bine urează-le un an nou fericit. Pa, pa! Ne vedem curând. Pa, pa!